creierul lui Albert Einstein a fost subiectul multor cercetări și speculații. Creierul lui Einstein a fost îndepărtat în 7 ore și jumătate de la moartea sa. Regularitățile sau neregulile sale aparente din creier au fost folosite pentru a susține diverse idei despre corelațiile din neuroanatomie cu inteligența genetică sau matematică. Studiile au sugerat un număr crescut de celule gliale în creierul inventatorului teoriei relativității. Ca referință, autopsia lui Einstein a fost efectuată în laboratorul medicului patolog Thomas Saltz Harvey. La scurt timp după moartea lui Einstein, în 1955, Harvey l-a îndepărtat și a cântărit creierul la 1230 de grame. Harvey a dus apoi creierul la un laborator de la Universitatea din Pennsylvania, unde l-a disecat în mai multe bucăți. Unele dintre piese le-a păstrat pentru el însuși, în timp ce altele au fost date unor patologi de frunte. El a sperat că, citoarhitectonica, studiul celulelor creierului la microscop, va dezvălui informații utile despre geniul lumii. Astfel, Harvey a injectat 50% formol prin arterele carotide interne și apoi a suspendat creierul intact în 10% formol. De asemenea, a fotografiat creierul din mai multe unghiuri. Harvey a disecat creierul în aproximativ 240 de blocuri, fiecare de aproximativ 1 cm³, și a închis segmentele într-un material asemănător plasticului, numit colodion. Harvey a îndepărtat și ochii lui Einstein și a înmânat lui Henry Abrams, oftalmologul lui Einstein. Dacă creierul lui Einstein a fost sau nu păstrat cu acordul său prealabil este o chestiune de dispută. Biografia lui Ronald Clark din 1979 despre Einstein afirmă că el insistase ca creierul său să fie folosit pentru cercetare și să fie incinerat. Cercetări mai recente au sugerat că creierul a fost îndepărtat și conservat fără permisiunea lui Einstein sau a rudelor sale apropiate. Hans Albert Einstein, fiul mai mare al fizicianului, a aprobat înlăturarea creierului după decesul tatălui său. Cu toate acestea, el a insistat că creierul tatălui său ar trebui să fie folosit doar pentru cercetări care urmează să fie publicate în reviste științifice de înaltă calitate. Așadar, în 1978, creierul lui Einstein a fost redescoperit în posesia lui Harvey de către jurnalistul Stephen Levy. Secțiunile sale au fost păstrate în alcool, în 2 borcane mari și într-o cutie de cidru de peste 20 de ani. Creierul a fost condus prin multe state din SUA și către Hamilton, Ontario, însoțit de Harvey. Un jurnalist care era și șofer, Michael Paterniti, a scris despre o parte din călătorile care au avut loc în 1997. În 2010, moștenitorii lui Harvey au transferat toate proprietățile sale care constituiau rămășițele creierului lui Einstein la Muzeul Național de Sănătate și Medicină. Au inclus 14 fotografii ale întregului creier, care acum era în fragmente, niciodată dezvăluit publicului. Mai recent, 46 de porțiuni mici din creierul lui Einstein au fost achiziționate de Muzeul Mütter din Philadelphia. În 2013, segmente ale creierului au fost expuse în galeriile permanente ale muzeului. Expoziția a prezentat felii subțiri din creierul lui Einstein, montate pe lamele de microscop. Harvey raportase că Einstein nu avea opercul pariental în nicio emisferă, dar această constatare a fost contestată. Fotografiile creierului arată o fisură silviană mărită, fisură laterală ce divide lobii frontali și parietal deasupra celui temporal. În 1999, o analiză ulterioară efectuată de o echipă de la Universitatea McMaster din Hamilton, Ontario, a dezvăluit că regiunea operculului parietal din girusul frontal inferior, din lobul frontal al creierului, era liberă. De asemenea, lipsea o parte dintr-o regiune limitrofă numită sulcus lateral, fisură silviană. Cercetătorii de la Universitatea McMaster au speculat că locul vacant ar fi permis neuronilor din această parte a creierului său să comunice mai bine. Această anatomie neobișnuită a creierului poate explica de ce Einstein a gândit așa cum a făcut-o, a spus profesorul Sandra Whittleson, care a condus cercetarea publicată în The Lancet. Acest studiu s-a bazat pe fotografii ale întregului creier făcute la autopsie în 1955 de către Harvey și nu de o examinare directă a creierului. Einstein însuși a susținut că a gândit mai degrabă vizual decât verbal. Profesorul Laurie Hall de la Universitatea Cambridge, comentând studiul, a spus: "A spune că există o concluzie certă este prea departe în acest moment. Până acum, cazul nu este dovedit, dar rezonanța magnetică și alte tehnologii noi sunt, permițându-ne să începem să cercetăm chiar acele întrebări."